asta se cheamă toaletare. Au omorât flopii. Unii n-o să mai învie, gata. În drumul taberei, sector 6. Dar pe ăștia îi lasă. Să atârne peste case, peste mașini și peste oameni. S-a aruncat punga cineva. S-au căzut. Cineva o reciclează și-o pus-o la uscat. Porumbeau. Două rânduri de mașini pe trotuar. Și încă și parcare în spic acolo. Ups. Ups-o. De asta nu e bine să avem pistă pe trotuar, că apar animale sau pietoni imprevizibili. De asta e preferabil ca bicicliștii cu vehiculele lor, ale noastre, să rămânem pe prima bandă sau pe o bandă dedicată transportului public și bicicliștilor. Altfel ne amestecăm cu căței și copii. De metro. De aici nu se trece. Așteptăm. Oricum e verde. La semafor, dar nu știu ce nu merge. Verde, băi. A pornit. Și deja s-a topit. S-au făcut șanțe. Și nici nu pe prima bandă, de unde merge transportul public greu, dar pe banda a doua. Pentru că prima bandă e ocupată cu mașini parcate, chiar dacă ești semn de interdicție. Aici sunt gropi rămase de la Oprescu. Ups. Până în strada Sibiu numai gropi.
Ce avem? Verde. Hai da, să-l prindem. Verdele. Păcălește și acum minciuna despre teroriști. Când de fapt se împușcau între ei, militari cu securiști. Cine o să-i creadă? Autobuză noi, în probe, de data asta sunt verzi, nu-mi dau seama dacă sunt tot autocar turcesc. Doboare și avea mare grabă. Eu pe drum principal și trebuia să semnalez că fac stânga. Și tot una nu l-a impresionat. Nesimțire pe patru roți. Drumul serii Sebastian. Intersecție cu drumul Tabel. Ce să-l aștept când pot să-i tai drumul? Stație de metro, Academia Militară.